unde v-ați păstrat? Ia spuneți. În podă. Nu, asta e foarte bine că arătați așa la o vârstă frumoasă, că la 60 de ani abia încep tinerețea. Și acest cor frumos cu aplauzele voastre, frumos ca și dumneavoastră, le meritați cu drag, sunteți o mamă, o bunică extraordinară și meritați astăzi cele mai frumoase daruri și cele mai frumoase cuvinte. Avem un tort! Vă rog frumos să-l prezentați așa frumos, unde scrie la mulți ani mama. La fel, dar nu el, dați vă rog frumos, care e moți, stai, te rog și ajută-o așa, stai. Este a dumneavoastră și deja veți împărți cu toți oaspeții. Este făcut special la comandă pentru dumneavoastră cu dragoste. Aici mai avem niște pernuțe și am să te rog să mă ajuți. De la Olesia cu Ștefan, așa o pernuță cu poze, e ca uite și matale. Amintire când ai să dormi, ai spui căpșeanu și ai să-ți amintești de Olesia și Ștefan, dar și Pietru cu Ana. Iată, poftim aici. Și nepoței, dragi, aici și dumneavoastră sunteți la mare, ați fost la mare. Așa. Și mai avem un șampanie, așa sau unde e șampanie? Ia câte o acolo, așa de la răcoare. Tot pentru masa de sărbătoare, asta e tot ce e legat de daruri, dar eu am... De fapt, să vă transmit câteva cuvinte. O poezie v-am scris și astăzi vă dedic cu mare drag. Deja v-ați dat seama de la cine vine felicitarea, nu vă mai întreb. Fiindcă din primele cuvinte vă veți da încă mai bine seama cine a organizat acest moment frumos pentru dumneavoastră. Ești prima persoană care ne-a văzut pe lume. Ești prima persoană care i-am spus primul cuvânt. Ești prima care ne-a ținut de mână când am făcut primii pași pe pământ. Prima persoană care a stat lângă noi când ne-am dus prima zi la școală. Iar atunci când ne îmbolnăveam, erai prima care ne salva de boală. Azi de ziua ta îți mulțumim pentru dragoste eternă pe care ne-ai oferit-o din plin și pentru grija ta maternă. Îți dorim multe zile senine, sănătate, bucurie la infinit și calea de lumină plină și mulțumim pentru viața ce ne-ai dăruit. Astăzi îți răsplătim cu iubire pentru tot ce ai făcut pentru întreaga familie. Mulțumim că așa frumos ne-ai crescut. De ziua ta îți dorim să păstrezi frumusețea și bunătatea interioară, gingășia și tandrețea, ce în ziua de azi este atât de rară. Noi suntem deja mari, dar tu nu te-ai schimbat deloc. Îți dorim să rămâi mereu așa puternică și frumoasă foc. Tot atât de simplă și calmă, comunicabilă cu toți. Te bucur de lucruri mărunte, dar mai ales de-ai tăi copii și nepoții. Dragă mamă, brațele tale mereu au fost deschise când am avut nevoie de îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când ne-a trebuit să învățăm lecția de viață. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi să zburăm. Îți mulțumim, mamă, îți mulțumim, bunică. Te iubim mult din partea copiilor, nororilor, a ginerilor și a nepoților, că stare mulți, cu aplauzele voastre, aplaudăm și-o frumos. Nu toți sunt acasă, știu că lipsește cineva, Iurie și Olesia cu familia, dar ei sunt, cred, cu noi online, nu? Să voi veți transmite. Așa, toți vă iubesc, vă mulțumesc pentru împreună, pentru viață, pentru educație, pentru grijă. Și pentru că sunteți o mamă atât de specială, atât de bună, atât de gingașă, e ca și o lacrimă, nu plângeți, veniți și ștergeți lacrima mamei și o îmbrățișați. Haideți să vă toți care sunteți copii, nepoții, gineri, veniți și o îmbrățișați frumos pe mama voastră, fiindcă merită. Și bravo vouă că ați putut să o surprindeți așa frumos, în această zi frumoasă și specială pentru ea. Așa, și nepoței, puteți să vedem. Haideți toți putem brățișare la mama și bunicuța voastră. La mulți ani, doamna Alexandra, să fiți fericită, să fiți împlinită, sănătoasă, în primul rând. Nu cumva și strănepoțică, nu? E nepoțică, așa? Nepoțelă, așa. Eu cred că toți au trecut. Haideți toți putem brățișare, așa că sunt mulți. E bogată bunica noastră, așa? Și încă nu sunt toți acasă, dacă erau toți, era plină grada. La mulți ani, doamna Alexandra.
Așa. Așa, goțână tortul. Nu tremura acolo, m-a fost greu, tot normal. Noi doar mână. Eu vă mulțumesc mult, doamna Alexandra, și sunt sigură că v-a plăcut textul, cuvintele speciale scris pentru dumneavoastră. Vă ofer cuvânt din suflet și vreți să le spuneți. Simt, aș, pe mine, aș. Eu iubesc foarte mult pe copiii mei, pe nepoței, să-i văd sănătoși și o pași și o sănătate. Și pe cumări. Și pe cumări, care mă văzut azi. Să ne mai vedem. Anu și la mulți ani. Pași și sănătate și bătărie și dumneavoastră. Sănătate, cumări, trebuie crezi. Sănătate, ca genet și mi-ați vizitat și la care mulți sănătate. Bravo, într-adevăr, așa o doamnă Dingă, așa frumos vorbești, te ungi cu suflet. Așa să rămâneți mereu. Așa să fim, să ne vedem toată viața. Câte zile ne-a dat Dumnezeu. Eu mă duc ca nepoței, voi frumoasă, foarte mult și jine. Nici n-am nimic să mai spun. Frumos, frumos, doamnă. Foarte mă bucur de ei țină la mine și eu la dânsă foarte mult. Dacă nu ține la mine și eu la dânsă și nu creștem, șase copii, nu se crește așa de ușor și și Dumnezeu să vă mulțumesc la toți care ne văzut azi. Mulți sănătate, mulți, mulți și o pași. Dorim ca să crească, ca să crească și ca să crească în ei, în cei, Dumnezeu, doamne, prințese micuțe, e ca așa, stai că avem și un voinic aici, așa, tot e nepoța, așa? Da. Ia, spune, cum te numești? Rândă Pietru. Можем și familia o spune, bravo, numele, prenumele, așa? Nadia. Ei, că tu ești prințese, așa? Și tu? Loredana. Loredana, s-o ascuns, unde? Gata, așa, și restul, puncte, așa, că sunt mulți. Eu vreau să vă interpretez o melodie.